Okay, salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Avem aici unul dintre cocoși și are via Marta ieri, celălalt e acolo. Astăzi, după cum ați văzut titlul, i-au dat ochișorii. Și avem pierderi. Deci, în fiecare zi, dacă aveți iepuraice cu pui, în fiecare zi verificați cuibul. Eu mai am doar unul. La prima fătare mai am doar unul. Am găsit 3, da, 3. Am găsit 3 morți, plus celălalt care l-am găsit primul, au fost 4 morți și mai e numai el. Bă, dar nu cred că aveau mai mult de 3 ore de când au murit, dar erau deja plini de viermi în gură. Deci, foarte rapid se mulțesc viermi. Nu știu de ce, dar cel mai bine e să verificați cuibul în fiecare zi. Dacă aveți unul mort, nu-l lăsați acolo, îndepărtați-l. Că, da, este urât, îmbolnăvește și ceilalți. Și mai am doar unul, un masculaș, din câte cred eu. Încă e prea mic să zic 100%, dar e deja promis. Dacă mai trăiește, bineînțeles, dar eu cred că stau să trăiască. L-avem aici, opa, bă, ce prostă-s. Trebuie să... Așa să luăm mirosul la iproaică și să-l frecăm acum pe el să plece mirosul nostru. S-a și căcăcit. Acum are ochișori închiși, dar i-au dat ochișori, uite, drăguțe, el măi. Uite, 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 deschideți-i, măi, deschideți-i. Nu vrea. Ba da, uite, deja deschis. Uite, drăguțe-i. Deci, sunt extrem de drăguți. Am făcut curățenie generală, să închid asta că e blechi în apropiere și la asta, inclusiv la porumbei pe care îi aștept să vină acasă. Văd că au venit acasă, avem acolo. Am început să le dau drumul mâine dacă e frumos, deci doar dacă este frumos o să fac un videoclip. Când e liber ăsta, este mai mânghi un pic că... Deci îl avem aici, o frumusețe și jumătate, stați a primit blițul. Așa, da? E foarte fain. Nu știu de unde a căpătat culoarea asta, nu știu, numai dacă are mama ei, mama lui, de fapt, sau ei, depinde acum că nu sunt 100% sigur. Are tată, mamă, în fine, rudă, să zic așa, gri. Că n-avea de unde să ia atâta gri. E foarte, deci, extrem de pufos. Deci, adorabil. Dacă ar și focusa pe el... Să-l iau în mână. Deci, uitați-vă câtă pufoșinghi aici. Deci, acolo, na, ce-a făcut treburile. Dar aici e o jumătate gri, o jumătate alb. Bine, mai mult alb, dar nu. Un sfert gri atunci și restul alb. Deci, extrem de drăguț. O scumpenie. Băi, uite, vreau să mănânce. Mănâncă, deci, uite-l. Bup, bup, bup. Uitați-vă ceva. Un puțin. Na, nu mai face când... Când nu avea ochișori deschiși, sărea. S-a ridicat urechiușele. Băi, frumusețe. Dacă știe cineva care are de mult voiajor, că eu sunt începător cu voiajorii și cu porumbei, de la ce vârstă încep să împerecheze și să scoată ouă? Și avem acolo în prim plan. Ăla cu ăla sunt pereche, așa vreau eu și alții. Oana sunt pereche, dar na, să vedem ce iese. Am zis că ăștia, de exemplu, sunt ceva corcitură, ăla cu ăla de acolo. Dar ăștia doi albi sunt rasă pură, după cum îmi pare, așa îmi pare după ochi. După ochilor și după nară. Aici altă invenție pentru găini. Abia aștept să vină toamna, nu mai dau pasta. Aștept să vină toamna, să o montez și pe ea. Cât mai e? În iulie... Da, în iulie. În iulie, pe 17 iulie, ăsta îl înțarc. Pe 17 iulie. Iar și-am uitat să ating iepuraica, dar nu mai are iepuraica treabă cu așa ceva. Că atunci, prima dată când l-am găsit, avem aici notat, trebuie să tai ăsta și să scriu aici 1. De fapt, nu, atâta mi-a fătat, nu mai tai nimic, chiar dacă a murit.
Nu mai ar trebui iepuroica cu asta, de când au murit ceilalți, l-am atins că am zis că nu-l mai accepte nici pe ăsta. M-am chinuit 2 zile până am aflat că îl hrănește și fără să așa, dar nu mai are treabă. Oricum miroseam grava iepure, deci e ok. Nu mai ce caprițele care se bat, dacă vă întrebați de ce țin curcanul închis și cocoșul ăștia 3, cred că știți despre cocoșul ăștia 3, dar curcanul e agresiv. Și dacă vă arăt ce a făcut ăla, vai, încerc de aici ca să nu mă mai duc până acolo, la slabe șanse, nu se vede. Ăștia se duc foarte frumos, opa, ai, lelelelei, încălca strâmb în chestia asta, în groapa asta mică. Ăștia se zboară foarte frumos și fac tot felul de scheme în aer, flipuri, tot felul de flipuri pe spate, deci foarte, foarte, foarte frumos, îmi place la nebunie să-i văd cum zboară. Avem acolo căprițele la iarbă. Deci, da, cam atât a fost videoclipul pentru azi, că nu mai am ce să vă arăt. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Eu am fost Alex și ne vedem data viitoare. Pa, pa!